valorează circa 7 milioane de euro și are ca obiectiv restaurarea și valorificarea turistică a monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana și modernizarea infrastructurii conexe. Proiectul, care a fost depus anul trecut de către Consiliul Județean Giurgiu, a fost selectat în cadrul programului operațional regional și a primit finanțarea solicitată din partea Uniunii Europene. Ministrul secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Răzvan Murgeanu, și președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beanu, au semnat ieri contractul de finanțare pentru demararea lucrărilor de execuție. Semnătura. Domnul președinte a depus în timp, ca să spun așa, și în tocmai și la timp, proiectul a fost verificat de către evaluatori și astăzi suntem în situația să îl semnăm, l-am și semnat. Eu sper ca această îndeletnicire de astăzi, ce am făptuit-o noi, să fie doar un mic început și Comana să redevină un centru de turism, îmi doresc eu, fără precedent pentru zona adiacentă Bucureștiului și pentru Giurgiu, în primul rând. Are frumuseți deosebite această localitate, are frumuseți care, odată cu Mănăstirea Comana, care va însemna un punctul de atracție turistic cel mai important, este poate singura mănăstire din jurul Bucureștiului care are așa o vechime. Mai sunt foarte puține. Plumbuita este mai nouă decât Comana, chiar și Snagov este mai nou decât Comana. De aceea, cred că pentru noi, pentru români în general, dar pentru bucureșteni, cei care locuim în apropierea Comanei, va fi pentru turism o explozie. Și asta este în beneficiu și al celor care sunt, acelor monahilor care sunt în această mănăstire. Pot să vă fac și un mic anunț. Domnul președinte Beanu a depus la ADR și drumul care va ajunge până la Mihai Bravu. Eu sper ca în foarte scurt timp, aici mă refer undeva la mijlocul ianuarie, să semnăm și acel drum în așa fel încât să se poată și ajunge și Lesnicios aici. Nu numai să sărim peste dig și să facem salturi mortale pe zona asta, așa cum se întâmplă pe acum, ci să se vină în mod civilizat și cu bine. Mulțumesc Ministerului Dezvoltării pentru eficiența și obiectivitatea în aprobarea acestui proiect. Extrem de important, cum spuneam, atât pentru noi cât și pentru mănăstire. N-ar fi fost posibil să ajungem în acest moment fără bunăvoința domnului primar Enache, care ne-a dat posibilitatea să rezolvăm de manieră foarte rapidă problema proprietății terenului aferent mănăstirii, aceasta fiind o condiție obligatorie pentru a depune proiectul. Mai departe am lucrat într-o echipă reunită. Mulțumesc domnului Mușat, care a făcut ca Agenția de Dezvoltare Regională să fie în permanență o instituție cu ușile deschise pentru noi. Și m-am ocupat împreună cu prietenul meu, părintele Muscariu, starețul mănăstirii. Eu de cele cu echipa, domnul director Mazare, domnișoara Elena Urâtu Miron, ca manager de proiect, ne-am ocupat de cele birocratice. Iar părintele a avut cel mai important rol, s-a ocupat de o binemeritată protecție divină care ne-a dat posibilitatea să depășim toate obstacolele. Mulțumesc mult și sperăm că pentru etapa următoare, care va presupune pe o perioadă de aproape 3 ani de zile implementarea proiectului, să avem aceeași bună colaborare cum de fapt sunt convins că va fi. Mai departe vom avea ocazia să ne întâlnim pe programul acestui proiect, programul oficial, care va mai presupune întâlniri cu presa și cu iubitorii de frumos din județul Giurgiu.
Coincidența sau nu, semnarea contractului a avut loc chiar în aceeași zi în care se presupune că ar fi murit Vlad Țepeș în apropiere de Mănăstirea Comana. Această clădire a fost de-a lungul vremii incendiată, atacată, dar niciodată nu a fost închisă. Starețul Sfântului Lăcaș a mulțumit reprezentanților Consiliului Județean Giurgiu, care în cel mai scurt timp au găsit soluțiile necesare pentru modernizarea mănăstirii. Un moment care ne dinamizează în același timp, un moment îmbucurător pentru că ziua de astăzi este încununarea eforturilor unei munci de 3 ani de zile, pe care atât autoritățile locale, cât și autoritățile județene ne-au ajutat să o ducem la bun sfârșit prin proiectul Restaurarea și valorificarea turistică și durabilă a monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana de secol XV. Ultima restaurare a întregului ansamblu a avut loc în anii 70, de aceea spuneam că este un moment unic pentru mănăstire, dar este și un moment care ne responsabilizează pentru că, practic, proiectul de astăzi înainte începe. Și de aceea noi îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să dăruiască sănătate și putere de muncă tuturor celor care au lucrat până acum la acest proiect, cât și tuturor celor prin care Dumnezeu va lucra de acum încolo și pe care pronia cerească îi va alege ca să întregească ansamblul monahal al Comanei. Chiar dacă a avut mai multe funcțiuni de-a lungul istoriei, mănăstirea a slujit lui Dumnezeu și prin slujirea lui Dumnezeu a slujit oamenilor, iar pe de altă parte, prin slujirea oamenilor a slujit lui Dumnezeu. De aceea Comana a rămas ca un reper, ca un pilon al istoriei și culturii și spiritualității noastre ortodoxe românești pentru tot ceea ce înseamnă Vlașca de astăzi și nădăjduim că prin restaurarea care, iată, va avea loc, monumentul să își recapete frumusețea și strălucirea de odinioară. Oficialii prezenți la eveniment au primit câte un set de fotografii ale mănăstirii nepublicate încă. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze, să vă dăruiască pace și bucurie. Bine ați venit încă o dată. Doamne ajută. Un set de fotografii inedite. Să luăm la primă și Doamne ajută. Și vă invităm în sala tronului. Să poftiți. O luăm la Lucrarea este una de mare amploare, având ca termen de finalizare anul 2014, urmând să fie restaurată o suprafață de aproape 8500 de metri pătrați. Vor avea loc lucrări de restaurare la toate corpurile de clădire din ansamblul Mănăstirii Comana, iar clădirile, ruinele și zidurile din incinte vor fi puse în valoare așa cum se cuvine. Implementarea proiectului, restaurarea și valorificarea durabilă turistică a monumentului istoric Mănăstirea Fortificată Comana, vor avea loc lucrări de restaurare a tuturor corpurilor din incinta mănăstirii, este vorba de restaurarea bisericii, corpurilor de chilii, mausoleului, turnul de nord-vest, precum și casa egumenească sau domnească. Acest proiect a fost selectat în cadrul programului operațional regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea proiectului este de aproximativ 7 milioane de euro. Consiliul Județean Giurgiu cofinanțând cu 2% din valoarea cheltuielor eligibile. Ați obținut o finanțare, când vor începe efectiv lucrările? Bineînțeles, conform calendarului de lucrări, vom demara procedurile de achiziție pentru publicitate, precum și audit și organizarea licitației pentru construcția efectivă a lucrărilor, undeva în lunile februarie-martie. Consiliul Județean Giurgiu a mai primit finanțare tot în cadrul programului operațional regional. Este vorba de DG411. Prin implementarea acestui proiect, bineînțeles că atât cetățenii locuitorii comunei, cât și cei din zonele limitrofe județului vor avea un mai bun acces. Ultimele lucrări de restaurare a Mănăstirii Comana au fost efectuate în anul 1970. Lăcașul de cult are o vechime de sute de ani, atestarea sa documentară fiind de acum 550 de ani.